Am fost ieri la primărie cu ceva acte, trebuia să depun ceva acolo și pe holul instituției au venit două doamne la mine care vreau să-și facă poză. Una dintre ele mi-a spus că ne felicită pentru ceea ce am făcut anul acesta, că s-a îndrăgostit de basket, că am avut un sezon senzațional și am întrebat-o, dar veniți de mult la meciuri? Și a spus nu, primul meci a fost cel cu Unicaja Málaga de acasă. Automat mi-a spus că s-a îndrăgostit de acest sport și de atmosfera care este în sală. Mi-a spus că de atunci vine la absolut toate meciurile, atât cele din campionatul intern, cât și cele din cupele europene și cu siguranță își va face abonament pentru sezonul ce urmează. Deci cred eu că ăsta este cel mai bun exemplu pentru impactul pe care l-am avut în acest sezon asupra comunității locale. Să meargă la antrenamente, toți pereții mi-au umplut de basketbal și acum mai am undeva. La început a făcut karate din clasa a întâia până în clasa a treia. Vrea să fac un sport că era puțin mai plinuț, așa, și ti s-a schimbat antrenorul. Și n-a mai vrut să meargă cu noul antrenor, n-a mai vrut să meargă la karate și mi-a spus, mami, ar trebui să mă apuc de un sport mai serios. Zice, ce să aleg, basket sau handbal? Zic, copile, tu știi, tu hotărăști. Doar zice basket. Și într-adevăr ales basketul. Am văzut o reclamă la televizor în care se făcea o selecție pentru un club de basket ce urma să se înființeze. Era implicat și Ghiță Mureșan în acel proiect. Am mers la acea selecție, am fost acceptat, după care m-a văzut Voicu Moldovan și m-a luat la CSS Viitorul. M-am îndrăgostit de acest sport din prima și nu a trecut foarte mult timp până să îmi dau seama că asta vreau să fac toată viața, probabil. Nu am visat așa ceva. Dar dacă am văzut cu câtă sârguință și cu cât de mult muncește și încurajată, vă spun, de domnul Moldovan Voicu, am fost sigură că o să fie un basketbalist bun. Într-o vreme avea tentația să meargă în America, dar s-a răzgândit că nu e o plăcut colegiul la care trebuia să meargă și așa, și foarte bine a făcut că a rămas aici. Eu cred că nu mi-a scris cineva în stele că trebuie să fiu ceea ce sunt în ziua de azi. Cred că am avut și noroc cu faptul că am întâlnit oameni care să mă facă să văd ceea ce îmi doresc să fac pe mai departe și aici din nou fac referire la Voicu Moldovan. Am avut tot timpul susținerea familiei că pot face basket și că mă împing de la spate spre acest lucru. Ca să vă dau un exemplu, când trebuia să dau bacalaureatul, era un camp foarte important de tineri în Italia, la Treviso, Basketball Without Borders. Vă întreb pe voi câți părinți ar fi acceptat ca fiul lor să renunțe la BAC și să-l dea în toamnă pentru a merge la un camp de basket. Cred eu foarte, foarte puțini. Deci am avut susținerea lor, l-am avut pe Voicu Moldovan care să mă îndrume și de aici cred eu și că m-am născut probabil cu calitățile pe care le am, însă am fost ajutat să le scol la suprafață de niște oameni importanți din viața mea. Amintiri, mă, pielea de găină, uite, pielea de cocoș. Ce sentimente am, mă, să plâng. Bună ziua, domnul profesor Voicu Moldovan! Să
Sărumâna, sărumâna! Ce faci, draga mea? Bună ziua! Ați venit să rememorați? Să rememorez niște treburi. Țin minte că sub sticla de pe birou era efectiv fotomontaj cu echipa. Era Silvășan, dacă nu mă înșel. Chetreanu. Da. Toată trupa, că da. Toți mi-s egale. Ceva campionate școlare, cred că. Erau de astea de clasa 5-a. Și l-am văzut, mi-a plăcut. Erau modele în istorie de jucători puternici. L-am fermecat și îndemânarea lui la minge, puterea lui de luptă, psihic. Rezistă excepțional. Dacă am reușit niște coșuri de ultima speranță și am reușit să le finalizeze, și nu meciuri ușoare, și meciuri grele. Of, Doamne, moșu! Ce faci, moșule? Am trecut de aici. Ai trecut de aici? De aici am trecut, da. Ce faceți? Fac curte aici, dar da. N-am succes. Noi când eram la juniori, în această sală când veneam, de exemplu aveam antrenament de la ora 5:30, noi la 4:30 eram la sală. Mergeam afară, alergam, făceam tot felul de exerciții pentru pregătire fizică, după care intram cu domnul profesor în sală. O oră jumate, o oră 45. De atunci, zic eu, că ne-a băgat în sânge chestia asta de muncă. Noi munceam foarte mult. Vorbeam și cu Juchi mai înainte în sală, zic, când mergeam la antrenamente, mergeam cu aproape o oră înainte, numai ca să ne discutăm noi problemele noastre personale, să facem procesul etape, că eram unii țineau cu Steaua, unii cu Dinamo, unii cu Rapid, așa era atunci, mai puțin cu Cluj, din păcate, și după ce terminam discuțiile, discutam și despre fete, după o anumită vârstă, și abia după aia intram în sală. Voicu Moldovan ne-a format ca jucători, ne-a format ca mentalitate, ca principii de ceea ce înseamnă să fii un sportiv adevărat și stilul de viață și ce înseamnă ideea de a munci pentru a obține ceea ce îți dorești. Ne-am și înțeles bine din prima și aici vorbim de juniorii din generațiile 83, 84, 85. Cu mulți dintre ei țin și acum legătura. Unii dintre ei sunt chiar prieteni foarte apropiați. Am fost bun tot timpul. Am avut cam aceeași mentalitate și o mare parte din meritoare Voicu Moldovan aici, că ne-a insuflat această mentalitate de a munci pentru orice vrem să atingem, atât în sport cât și în viață. Nu știu, a fost o chimie între mulți dintre noi care a rămas și în ziua de azi. Avându-l pe Mihai jucător, l-am considerat cumva și secundul meu. Legătura dintre mine și echipă s-a realizat prin 2-3 băieți care erau trup și suflet și la ideea de basket, și la pregătire, și la viață sportivă, și la școală. Că am avut dorința asta totuși să nu neglijeze studiile, ca să ajungă și ei în final să aibă o calificare. Echipa noastră de juniori a câștigat cel puțin generația 84. Cum sunt eu, noi am câștigat 5 titluri consecutive din 98 până în 2002. Silva a câștigat, cred că încă 3 titluri are, cu generația de 85, separat. Atmosfera în primii ani era așa ca la copii. Nu eram foarte, foarte sigur pe noi, dar cu cât am înaintat în juniorat, știam clar că suntem cei mai buni și implicit atmosfera în vestiar era foarte, foarte degajată în permanență. Ei ori fost copiii mei. Mă duceam și așteptam pe Mihai, l-așteptam la sală, la domnul Voicu, în mănășturi, și venea, era Paul, Mițu, veneau, stăteam acolo pe bancă la capătul 30
și mâncau câte un corn, că le era foame, săracii erau așa de obosiți. Și mâncau câte un corn și mergeau înainte. Mai veneau pe aici, Mițu, îi plac foarte mult prăjiturile, le făceam prăjituri, le făceam tot felul și erau ca frații. Ce se petrece aici? Băi, e cum? Nu e cum, ba? Ăsta e secretul. Mai lasă și la ceilalți, mai scălbă, nu? Nu topi tot. Sâmbășanu, să-ți dau niște vitamine, că te văd cam anemic. Decolorat, dragă. Nu e un secret, el când a început basketul era un pic mai plinuț, să zicem așa. Și țin minte prima, ok, grasule, aia că la toată lumea se zice când e gras, se zice, bă, grase. Dar țin minte când am fost în Italia, prima noastră ieșire în străinătate, 97 a fost asta. Și mai aveam încă un coleg, Călin Scridon, și ei aveau clinciuri. Vorba vine că am fost ca o familie, tot generat am fost ca o familie. Și el un pic mai plinuț. Și aveau porecle, își dădea unul la altul porecle și Călin îi zicea la Silva Cisti, de la Cisternă. E, bine, Paul, dragi! Am mai venit un slăbănoc. Paul, cu franzele, da? Oi. Această acțiune se petrece în curtea școlii la Onisifor Chibu. Bun. Nu te prinde, bă! Și Silva se pregătește pentru ale whoop, and whoop is the game! Oh! Hai, Paul, primești? Da. Ioi! Silva e poate printre puținii prieteni cu care niciodată nu m-am certat, știi? Deci, nu știu, avem o relație foarte intimă, foarte apropiată și mă bucur că am avut oportunitatea să rămânem împreună atâția ani și că drumurile, chiar dacă acum poate ni s-au despărțit, dar atâta timp cât am jucat, am putut fi acolo unii lângă ceilalți și cred că asta a contat foarte mult și pentru generația cu Mobitelco și ce a fost atunci legat de fenomenul universității, în special ca principiu de viață, ca stil de viață și pasiunea pe care o poți da din interiorul echipei străinilor, oamenilor care vin să adere la acest fenomen. Eu mă bucur că investiția lor în basket n-a fost degeaba. Și că ajungând la valoarea respectivă, și basketul le asigură o recompensă, să spunem. Adică o fel de a-ți trăi viața așa cum îți place ție și mă bucur că sunt realizați și pe plan familiar. Familii foarte frumoase, copii deosebiți și să-și ocupă de ei. Va desfășura faza. Inclusiv un foul, e bun. Aruncă Silvășan! Excepțional! Excepțional! Silvășan, jucătorul meciului! Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Extraordinar! Fantastic ce a făcut acest băiat! Am anticipat, dar nu asta este important. Important este ce face acest... Aceasta este viața, stimați telespectatori! Acesta este sportul! Publicul răvălește în sală! Să-i felicităm pentru... Mi-aduc aminte, acum n-o să spun că exact cum a intrat Silva, fix toți de la masa presei de acolo ne-am uitat, că acolo eram cu toții, dar îmi amintesc că avea numărul 15 și s-a întâmplat când era antrenor Horia Rotaru, Roti, era antrenor,
într-un meci cu Rom Petrol, care Rom Petrol atunci nu era de titlu sau de finală, dar tot timpul încurca pe toată lumea și nu puteai să te uiți doar la tabelă sau să fugi repede de la masa unde acum ați luat Turoș cu Michi Boroș, da, cei mai mari statisticieni din Europa, și să zici, dă-mi foaia de joc, că e de prost gust, adică tu ai venit ca ziarist și tu ce ai lucrat meciul ăla, ai stat ca orice fan și ai enjoy, așa ca la tenis, cum se duce mingea. Și îmi țineam propria statistică și la Silva, de ce mi-amintesc că a dat 6 puncte, pentru că atunci când orice jucător marca de 3, eu adunam direct punctele, dar încercuiam. Nu sunt foarte convins că știu când l-am remarcat în meci ca și jucător, dar sunt convins că știu când l-am remarcat ca persoană, pe teren, fiind un meci cu Farul Constanța în 2004. S-a creat o busculadă cu un jucător, Santana pe nume, e un jucător care a jucat la multe echipe în România, un spaniol, care s-a legat de un jucător al nostru și, ca într-un film de desene animate, s-a creat o busculadă, toată lumea a început să se învârtă și să creeze o grămadă, din care se remarcau ca niște diavoli tasmanieni, domnul Silvășan și cu domnul Paul Chietreanu, care îi cărau pumnii la domnului Santana, într-un mod elegant și, bineînțeles, finuț. Sincer, este Silva știam că el o să fie următorul jucător care ajunge în NBA din România. Știam numai de Ghiță Mureșan, n-aveam o cultură despre basket foarte dezvoltată, recunosc asta. Prima dată l-am văzut pe Silva când eu lucram la Winners. Primul lucru care m-a surprins la el a fost că am văzut mărimea la papuc. Am zis, frate, ăsta, eu și cu el ori ne cumpărăm papuci amândoi, eu de la copii, el de la comandă, de undeva ori. Dar nu l-am știut niciodată cum e ca atlet, n-am știut nimic despre el până când am venit la echipă. Calitățile, ce să zic, acum cele fizice n-au fost așa multe pentru el, în schimb mâna de trei pe care a avut-o a fost impresionantă, și dar oricum munca și dârzenia cu care a muncit, fiindcă zic, nu știu dacă am fost nici eu, nici el, niște oameni foarte, foarte talentați pentru acest sport, dar prin muncă am putut compensa aceste minusuri fizice, psihice, dracuște care o fi fost, dar în același timp cred că munca a fost cea care ne-a ținut atâta timp împreună și în special, apropo de caracter, cred că este un tip foarte principial și corect. Și asta cred că contează foarte mult. Un om sincer, un om direct, care zice lucrurile pe nume și nu încearcă să tot manipuleze sau să facă pe la spate tot felul de chestii. Și asta ajută foarte mult într-o zonă de directivitate și de sinceritate. Am înțeles de mai demult că nu omul ăsta este foarte mult potențial. Se vedea pe el încă de dinainte să înceapă cariera de antrenor că are și cu ce. Momentele alea de asumarea unei răspunderi, clutch, arunc un 3 la momentul potrivit, meciurile cu Sibiu, le știm, cei care ne uitam. E un tip de personalitate care ajută foarte mult și care după aceea se poate transforma într-o personalitate puternică, așa ca și antrenor. Cred că e un om cu foarte mult potențial. Adi Tudor, 5 secunde, 4 secunde, Adi Tudor aruncă cu boltă scurtă, recuperează, Morris aruncă, Morris! Yeah! Incredibil! Crujul este campion! Trofeul pentru campioana României îl primește capitanul Silvășan. Mihai Silvășan oferă cupa publicului clujan. N-am visat niciodată să ajung el așa de sus. Au fost problemele cu operația. Iar atunci când a început să-l doară coloana, s-a operat, nici o clipă n-am disperat că nu o să mai poată juca. A muncit atât de mult după ce s-a operat. Făcea exerciții zi de zi pentru a-și întări mușchii de la spate, pentru a se reface. Și mi-aduc aminte, a doua operație era la juca la Steaua și am văzut, știți cum eu am zis, cam simte. Și am văzut că se ține de spate și am zis, ceva nu-i bine cu Mihai. Și într-adevăr, o trebuie să se opereze și a doua oară, că o mai făcut încă o hernie de disc. S-a operat, dar tot așa, au muncit și și-au revenit. Până au hotărât să pună capăt, că nu mai se putea, că atunci trebuia poate să
mai fie și alte operații și era prea mult. În ziua în care, în 2015, când el a anunțat că se retrage, deși știam problemele de sănătate și operația de hernie de disc și durerile de coloană, de spate, de, în fine, la genunchi, cât am mai avut, eu am fost praf în ziua aia, deci nu-mi venea să cred. Cred că a fost un lucru de așteptat, știam că asta va dori să facă, legat de cariera care i s-a terminat, cum i s-a terminat și mie timpuriu, cumva era de înțeles, fiindcă deja eram obosiți, cumva toate ne dureau și era cumva un lucru pe care trebuia să-l facă din punctul meu de vedere și faptul că a mers mai departe pe acest pilon, cumva, de a deveni antrenor, mi s-a părut un lucru firesc, știa toată lumea că asta voia să facă și basketul pentru el cred că a fost pasiunea și viața lui și va fi cu siguranță de aici încolo până mult, mult timp de aici. Îmi aduc aminte când mi s-a cerut părerea dacă e ok dacă îl pune pe Silva. Eram la Cluj și vorba mea a fost că Silva își dorește și mi s-a spus da. Atunci îl susțin 100%. Pentru că era, chiar era foarte tânăr și gândește că el era mai tânăr decât, eram vreo 4-5 jucători mai în vârstă decât el. Când mă uit așa în spate, cred că îți trebuie și o doză de curaj foarte mare să accepti un astfel de rol la o echipă care vrea să câștige tot timpul campionatul, Cupa României și toate trofeele care sunt puse în joc pe plan intern, să accepti această responsabilitate ca un antrenor începător, un antrenor care nu a mai antrenat niciodată o echipă de seniori, având experiența doar unui sezon ca secund și a unei cariere de jucător. Îți trebuie curaj pentru chestia asta și mă felicit că am avut curajul necesar. Pentru că îi din sistem, pentru că cunoaște jocul, cunoștea campionatul. Nu cred că a fost atât de greu să-și creeze chiar din primul an o echipă cu care să câștige. Da, presiunea a fost foarte mare pe el și altul nu știu dacă ar fi reușit. Haide, pay, good screen, hop! To be honest, I don't know what to expect. I came here, honestly, I was Dule as a coach. Most of the practices, Dule was the main guy, the Silva was the only in the games, and but he showed that he can lead us, and on the end we win championship, and I think he proved this season that he can do the both, he can practice us and also the lead the game, and I think he do the great job both years. They want respect, but we would appreciate respect back, and just to see that he's going to war with us every time we go out there, to know he has our back, and I guess that makes us fight even more, and just, I guess, a guy that believes in us, and I guess when you bring you in, he believes in you, so it shows it all right there. Cred că se potrivește foarte bine rolul de antrenor și, bineînțeles, lucrurile astea se ved indiferent de ce caractere puternice vin, tot el va fi centrul și pilonul după care jucătorii vor trebui să se muleze și este un tip impunător care știe să impună un respect nu prin frică, ci prin poziția și atitudinea lui și pasiunea lui pe care o are pentru basket. La el, când e vorba de basket, nu poți să glumești. Deci el de basket nu glumește. El când intră în sală, sunt reguli, sunt pe care pe toate trebuie să le respecti. Nu contează că ești cel mai bun jucător sau juniorul care nu prea prinde nici la antrenamente sau știu eu chestiile astea. Nu există. Toată lumea e egală, toată lumea trebuie să muncească, toată lumea trebuie să dea 110%. În primul rând îmi doresc să fiu corect față de jucători. Cred că este un lucru foarte important. Să nu-i minți, să nu le spui că ai antrenament o oră jumate și tu să-i ții două ore sau să nu le spui că ai o anumită intensitate și când vin la antrenament faci cu totul altceva. Cred eu că respectul ți-l câștigi în primul rând prin a fi corect față de ei. Îmi doresc acest lucru enorm de mult, am discuții cu ei încă din prima zi. Le spun ce așteptări am de la ei, nu încerc să îi mint cu ceva sau să le promit ceva ce nu le pot oferi. În al doilea rând, trebuie să fii foarte pregătit,
mai ales într-o echipă ca a noastră, unde ai jucători cu o vastă experiență, jucători care au jucat la un nivel mai înalt decât cel la care am antrenat eu, trebuie să fii pregătit tot timpul. You see some stories where it might be some great players that can't coach at all. So I think it's a mixture of him, especially with him, you know, being able to play, especially in this club. He has so much love for the club, so he's even more passionate about his job. But like I said, some coaches, it doesn't work like that. But I think if you're willing to learn from that end of it and then use what you learn as a player, you know, it could be a great combination. Modul lui de a fi. Felul lui de a trata anumite situații de basket, de viață, de orice ar fi, te face și pe tine la rândul tău să zici, bă, trebuie să fac și eu. Oare cum ar gândi Silva aici? Oare ce-ar face Silva aici? Oare cum ar fi? Și atunci cred că unul sau două cursuri pe care le-am făcut pentru a ajuta ca să cresc, cred că îți datorită și lui. Adică dacă am avut o rundă de timp liber, mă gândesc că Silva, când are timp liber, el se uită la un meci de basket în Zanzibar, să vadă cum joacă ea pick and roll. Mă gândesc că, bă, e timp liber, aș putea să citesc ceva, aș putea să fac ceva. El tot timpul vrea să crească. Mă bucur mult că este un autodidact, e un antrenor care nu are o zi liberă, tot timpul caută cursuri, caută modul prin care se poate îmbunătăți. Tot sezonul ăsta, leitmotivul timeout-urilor era possession by possession. Dar acest possession by possession nu înseamnă nimic altceva decât să fii acolo. Să încerci, să încerci, să muncești, să muncești. Și de cele mai multe ori munca nu trădează. E foarte ușor să declari asta, e foarte greu să faci asta, dar dacă o faci, ajungi acolo. Și cred că el e omul care demonstrează că se poate face asta și atunci, ce, Mihai, un exemplu. Un exemplu că dacă vrei, se poate. Și la Cluj se poate. Și nouă la Cluj ne place să credem că suntem un picuț mai buni și un picuț mai deștept și un picuț mai de succes. Dar asta este doar datorită oamenilor care își fac treaba. Nimic altceva. Vă dau un exemplu. Mergem cu fetele. Mergem la ei sau vine el la noi. Dacă este meci de basket, obligatoriu, la televizor trebuie să meargă meciul de basket. Nu avem timp liber, adică nu avem timpul nostru niciodată dacă are el de lucru și lucrează foarte, foarte mult. Nu am așa mare tangență cu antrenorii de Liga Națională, dar bag mâna în foc acum că nu este niciunul care să se apropie ca și timp dedicat basketului cât își dedică Silva. Îl susțin și eu de multe ori, poate cu sfaturi psihologice, cu anumite sfaturi, adică să alături de el, chiar dacă nu mai sunt parte din echipă, sunt alături de el și fiecare eșec, fiecare succes îl trăim cumva împreună, discutăm mult la telefon, ne vedem. Încă mănânc și eu basket, chiar dacă nu mai practic, și fenomenul și pasiunea a rămas și în mine și o împărtășesc în continuare cu el și cu toți ceilalți colegi care am rămas din fosta generație. Cred eu că am evoluat foarte mult, mai ales în ultimii 2-3 ani. M-am maturizat în ceea ce privește această meserie. La 37 de ani am o experiență în spate și o, nu știu, cunoștință a ceea ce înseamnă antrenoratul pe care nu credeam că se poate acumula la o vârstă așa fragedă. Evident că nu am ajuns la capătul drumului, încă am enorm de mult de învățat și cred eu că aceasta este o meserie în care tot timpul ai ceva nou de învățat, ceva nou de făcut. Așa a fost întotdeauna, așa mai modest. Nu mă laud, dar seamănă cu mine. Sincer să fiu. Dar așa e, deci modest, nu. Acum, sigur că, probabil că greșeli și ăsta fiecare avem, că nu este om perfect, dar și când observ ceva ce nu-mi place, îi spun, vezi, Mihai, dacă vrei, ții cont, dacă nu. Dar să știți că, în general, țin minte că vroia să-și facă tatuaj. Și am zis, mă, copile, tatuajul ăla te reprezintă pe tine. Dacă vrei, faci după aia, o să vrei să-l ștergi, nu-l mai poți șterge. Faci ce vrei, deci nu-l luam așa, deci nu-i impuneam. Întotdeauna ziceam, alege tu, gândește-te, sau telefonul știu de câte de zeci de mii de lei. Zic, nu ăla te reprezintă pe tine sau un tatuaj. Deci pe tine te reprezintă felul de a fi și seriozitatea cu care
muncești? Părinții au avut un rol foarte important în dezvoltarea mea, atât ca om cât și ca sportiv. M-au susținut tot timpul și mă susțin în continuare. Sunt prezenți aici în tribună și acum când sunt antrenor meci de meci, atât mama mea cât și tatăl meu. Cred că este extrem de important să ai în spate genul ăsta de sprijin și să nu fii criticat tot timpul sau să fii pus să faci ceva ce nu-ți place. Referitor la soția și la fata mea și la fetițele mele, că una dintre ele urmează să vină, nu și lor trebuie să le mulțumesc pentru susținerea de care mă bucur. Soția mea este tot timpul alături de mine, mă înțelege perfect atunci când trebuie să plec, nu știu, câteodată și două săptămâni. Nu toată lumea înțelege acest lucru și sacrificiile pe care trebuie să le facă un sportiv sau un antrenor de performanță. Un mic regret pe care l-am este faptul că nu am jucat suficient de mult să apuce fetița mea să mă vadă jucând. O aduc aici la sală meci de meci și văd cât de mult îi place. A început să ceară autografe la băieți. Cred eu că îi place acest sport și m-aș fi bucurat să mă vadă jucând. A ajuns într-un moment în care nu are la ora actuală un predecesor, să zicem. Calificarea asta și ceea ce era să producă acum e un unicat pentru basket și pentru sporturile de echipă românești. Pot să zic că am avut sigur și puțin noroc. Echipa era construită după repere noastre, adică să fiu lângă basket și oameni de calitate, oameni care într-un grup fac o chimie bună. Și până la urmă asta s-a reușit, asta au făcut performanții în Europa și nu avem decât să fim satisfăcut cu echipa care n-am construit. Well, for sure, after this season, I mean, I think it's grown tremendously, Romanian basketball. Not many people heard of Cluj that much, and let alone just Romanian basketball in general. And for us to do what we did in Europe, to bring a bunch of eyes here on the city and just the country in itself, was very big for basketball here. And I think it gives other clubs a lot of things to look forward to try to improve things that they're trying to do to just grow basketball in their city and their club too. So I think for sure we've done a lot of great things and brought the eyes here. People recognize us, people congrats us for the good season, and it's very nice thing to see, you know. And I think also the things what you can see in the city are photos everywhere, you know, and I hope it will continue like this even in future. And I hope we push some kids to start to play basketball after this season. Toată lumea numai în superlativ vorbește despre noi, doar audem laude, ce s-a creat prin Cluj, ce s-a creat prin Banca Transilvania, despre echipă, despre organizația, oraș, sala, fanii, numai laude noi am auzit. Nu există să intrăm în primărie, noi am fost prima dată acum la basket, de acum numai la basket venim, non-stop, luăm abonamente, impact la copii care au început să fac basket, acum e la fel mult mai mare. Prin simplu fapt că suntem de la UBT, așa de mare emulație există în oraș pentru basket, emulație creată de UBT, încât nu mai avem loc, nu mai este loc în orele de antrenament ca să mai luăm. Adică trebuie să găsim alte și alte ore de antrenament și alte săli în alte cartiere, încât să satisfacem cerințele tuturor copiilor care vor să joace basket. Pe lângă asta, oriunde mergi prin oraș, nu există să te întorci 360 de grade și să nu vezi pe cineva cu un U pe piept și poate-s rău și poate pe interviu o să arate urât, dar e de la basket. Eu am ajuns în Cluj neștiind foarte multe despre U și am început să învăț despre ce înseamnă U și simbolul U, dus fiind de către diversi prieteni la meciuri. Și după aceea am învățat și eu despre, ok, Iuliu Hațeganu, 1919, ce înseamnă chestia asta? Și, în definitiv, e o emulație
în jurul a 2-3 ore de trăiri intense, pe care avem probabil bucuria și privilegiul să le trăim aici la sală, cei care venim la sală sau în fața televizorului. Sunt 2-3 ore în care vedem altceva decât jobul nostru din fiecare zi, responsabilitățile pe care le avem de îndeplinit și ne bucurăm pur și simplu de ceva care ne place, ceva frumos. Rolul unui club precum UBT la ora actuală a ajuns de a fi un model, să zic, în România. Este rolul liderului, este rolul celui care își asumă performanțe peste performanțe, în special pe plan internațional, numai pe plan intern. Și este rolul unui club care, pe lângă echipa de senior, care este magnetul, să spunem, acestui fenomen, în orașul nostru, rolul de a crește și de a da jucători echipei de seniori. Basketball Champions League nu sunt așa de ușor de impresionat. În momentul în care se aude în Europa, primești tag-uri, vezi pe social media, nu de la basketball, ci de la simpli fani din alte țări. Și oamenii încep să te urmărească și încep să caute pe site și încep să vadă filme. Deci aici se construiește o poveste care nu se putea fără această echipă, dar nu se putea nici fără Silva. Cu Banca Transilvania Cluj reușește să câștige titlul după ce îl luase și în 2021. Pentru Mihai Silvășan este cel de-al treilea titlu din cariera de antrenor, după cele din 2017 și 2021. Eu nu cred că pleacă din Cluj. N-aș vrea. Cel puțin cât trăiesc eu, aș vrea să știu că e aici. Să n-audă că se supără. Ar face față peste tot. Dar aici e iubit. Eu, unde am fost iubit, n-am plecat. Ce